Vremea permite ca muncitorii să își reînceapă activitatea pe stadionul municipal. Primele discuții vor avea loc mâine la Primăria Municipiului Târgu Jiu. Pentru stadion a fost semnat deja contractul. Compania Națională de Investiții după licitație a semnat contractul cu cele două societăți care au lucrat și la dezvoltarea investiției până acum. Este un fapt îmbucurător pentru noi. Acest lucru, faptul că cele două companii au câștigat licitația pentru continuarea lucrărilor, pentru că știm că sunt foarte puternice și foarte bine dotate și în ceea ce privește forța umană și în ceea ce privește partea de dotare cu utilaje și mașini. Odată semnat contractul. Deja se trece la o următoare fază a identificării zonei, a discuțiilor în zonă. Pentru mâine, 17 ianuarie, deja avem programată o întâlnire cu conducerea celor două societăți comerciale, după care se va trece, bineînțeles, la punerea în operă în funcție de proiect și în funcție de ideile și intențiile de dezvoltare a zonei uh, la realizarea lor. Primele amenajări vor fi făcute pe partea de canalizare. Sunt câteva lucruri foarte importante pe care le avem în vedere. Mai întâi partea de canalizări, atât menajeră cât și pluvială și cu siguranță mâine vom purta discuții pe aceste teme. Partea de alimentare cu energie electrică, partea de forță de la uh, de transformare până la alimentarea stadionului efectiv. iar în final atunci când și temperaturile vor permite și vremea va fi una care se permite lucrările pe exterior, cu siguranță se va trece la amenajarea exterioară a zonei Stadionul urmează să fie inaugurat în vara acestui an. Se vehiculează chiar ideea ca meciurile FCSB din cupele europene să se joace la Târgu Jiu.